Doamnelor și domnilor, la mulți ani și multă, multă bucurie în acest an. Sper că sunteți sănătoși, sper că ați trecut cu bine sărbătorile, sper că aveți minima doză de optimism pentru ca să putem trece peste problemele anului 2021. Dacă sunteți optimiști, dacă țineți cu dinții de speranță, cu certitudine, încet și sigur, vom reuși să trecem și peste acest an. Astăzi sunt extrem de bucuros pentru că vă pot aduce în fața dumneavoastră, la fel ca de fiecare dată, un model. Un model deosebit care cred că va face istorie și va fi un sistem de referință pentru tânăra generație. Țin neapărat să precizez că este vorba de tânăra generație, pentru că este generația care are nevoie de modele. Modele adevărate, modele de la care să ai ce învăța. Acele modele care știu să sufere, care știu să lucreze, care știu să facă sacrificii pentru a-și atinge obiectivele. Doamnelor și domnilor, astăzi vă aduc în fața dumneavoastră pe câștigătorul emisiunii Șef la cuțite. Nu mai are nevoie de prezentare această emisiune. Este un clujan naturalizat aici, venit din Suceava. Îl cheamă Ionuț George Belei. Bine ai venit, Ionuț! Bună ziua, maestre! Bine v-am găsit! Și, în primul rând, la mulți ani tuturor, vă doresc să aveți un an nu mai pozitiv decât 2020, ci un an cu mai multă sănătate și gânduri bune. Ionuț, ți s-a schimbat destinul? Oarecum, da. S-a întâmplat ceva deosebit? Cred că s-au aliniat planetele pentru mine în 2020 și asta nu doar din cauza norocului, ci prin multă muncă. După ce mi-ai povestit, pregătind emisiunea, îmi dau seama că trebuie și un dram de noroc, dar cred că, exact ce ai spus mai înainte, e multă, multă muncă. Da. Zim, te rog, vii din Suceava? Da, vin din Gura Humorului, din județul Suceava. Orașul se află exact lângă Mănăstirea Voroneț, pentru cei care nu știu cam pe unde se află Gura Humorului. La câțiva kilometri? La câțiva kilometri, 6-7 kilometri de Voroneț. Și cine din familia ta a avut vreo tangență cu bucătăria? Din familia mea, tangențe cu bucătăriu a avut mama și oarecum îi se datorează meritul meu de câștigător, pentru că ei i-a plăcut să facă mâncare bună și să-mi placă și mie. Dar, în general, moldovenii fac mâncăruri extrem de bune. Ei, și ardeleni. Și ardeleni, dar acolo e așa un cult, mi-amintesc de poveștile lui Creangă, de Păstorel, de ce se întâmpla la Casa Pogor, ce se întâmpla în Copou, dacă ne ducem înspre literatură. Da, într-adevăr este o zonă gastronomică bine întemeiată în România, aș putea spune, pentru că sunt rețete de sute de ani la noi în zonă, care dăinuiesc și astăzi, cum ar fi poalembrâu, pogace, să mai spun, îs la turtele alea fripte pe plită. Mai zicea bunica, las că, sau ce nu uite eu niciodată de la bunica, tocmagi. Aici le zice, te referi la tăiția ce a făcut Exact. Tăiția s-au făcut așa în palmă, frecați și dați drumul în lapte. Cele mai bune rețete și cele mai gustoase, din punctul meu de vedere, sunt cele care au născut din nimic, din sărăcie.
acum și astăzi o rețetă foarte mediatizată, dacă aș putea spune, este rețeta de paste carbonara. Rețeta... Da, să fie asta explicația a faptului, interesant ce spui, explicația faptului că, de exemplu, rețetele care au depășit granițele continentului, nu numai a țărilor, sunt toate izvorâte din exact ceea ce spui, din bucătărie, din partea din spate a bucătăriei, din ce a rămas de la mesele pantagruelice ale stăpânilor. Exact. Mă refer la pizza, de exemplu, care da. Este o mâncare cu tot ce a mai rămas prin bucătărie. Da, și din câte mi-amintesc eu așa că am mai citit despre pizza, pizza, într-adevăr, a fost foarte mediatizată în zona Italiei. Dar pizza ia naștere în Egipt. Pentru că lipia care e sub blatul de la pizza a fost făcută, nu coaptă, a fost coaptă la soare, pur și simplu, pentru că nu erau cuptoare, nu erau... iar grâul fiind măcinat, mai mașcat, mare, ce ori zis, trebuie să-l mâncăm în alt mod. Și atunci, amestecându-l cu apă și punându-l pe piatră, l-a uscat. La căldurile mari s-a uscat și atunci a fost mult mai, mult mai comestibil, mai bun. Italienii venind și umblând prin lume așa, au văzut lipia asta. Au adus-o cu ei în Italia și în Italia, fiindcă știm cu toții, italienii au fost fermieri de timpuri îndelungate, aveau roșii. Și le-a venit lor ideea să pună câteva roșii să le dea pe pâinica aia pe deasupra. Și așa, la stână, ia naștere pizza. Foarte interesantă povestea. N-aș fi crezut că Egiptul stă la baza acestui produs transnațional, acestei mâncări transnaționale. Da, spaniolii au iarăși paella, care paella. E făcută tot așa din tot felul de rămășițe. Exact. Francezii. Deci fiecare la rândul lor au câte o mâncare. Care crezi că ar fi mâncarea românească, mâncare care s-ar califica în această zonă? Crezi că ar exista sau există, dar n-am știut să o promovăm sau cam... La noi, din punctul meu de vedere, sunt mai multe care există în această zonă. Mai avem și borșurile care la fel sunt făcute din cam ce ai prin casă, i-ai pus în oală, le-ai fiert și știți cum mai este o vorbă la noi, zamă lungă ca să ajungă. Ce-o mai rămas? Un cartof, o ceapă, mai punem, nu, fiind 7-8 persoane în casă, mai pui o cană de apă unde mănâncă 2, mănâncă 3. Și atunci le-au mai lungit. Avem și noi foarte multe... Ce s-ar încadra în rețetele încadra... nutriționiștilor de acum? Exact! Într-adevăr! Ionuț, ai început la un liceu care n-avea nicio treabă cu... Da, am parcurs liceul tehnologic numărul 1 din Câmpul Lung Moldovenesc pe filiera de electrotehnică, unde am și terminat, am calificare de electrician, dar uneori nu știu dacă faci ceea ce îți place sau ceea ce trebuie. Aici la mine a fost partea ceea ce trebuie am făcut, nu ceea ce mi-a plăcut. Da, ai avut fiind în clasele, să zicem, 5-8, când ai început să deslușești tainele vieții încet, încet, ai avut vreo strălfulgerare, ceva care să îți educe să-ți orienteze mersul spre bucătărie sau pur și simplu erai în, pe val și te ducea odată cu valul? Trebuia să faci ceea ce trebuie, nu ceea ce îți place. Exact. Încă nu eram, nici nu descoperisem tainele bucătăriei, tainele culinare, dacă aș putea spune așa. Îmi plăcea mie să mai... De mic aș putea spune că mi-a plăcut să fac mâncare, dar nu mi-am dat seama că asta e traiectoria mea. Mai prindeam de prin grădină legume, cartofi, le ușteam, pătrunjel, puneam într-o oală, foc în grădină.
Țin minte și acum am făcut o ciorbă și-o venit mama de la muncă, o mâncat obiată n-a, să nu zică că nu mănâncă, dar erau cartofi cruz. Foarte bun pedagog. Da, dar mama nu, cum e de obicei, îți spune foarte bun, ca să-ți dea aripi. Un imbold, exact, să-ți dea aripi în primul rând. Și nu, nu mi-am dat seama încă de mic, asta e traiectoria mea pe care ar trebui să o prind eu, sau mai bine spus, trenul meu. Și am făcut școala de electrotehnică, nu mi-a prea plăcut, am văzut că nu-mi place și după școală am decis să mă duc în străinătate, să fac cu totul altceva. Unde te-ai dus? În Germania. Am plecat în Germania, la Nuremberg. Prima mea apariție în Germania, aș putea spune, a fost în Nuremberg. Dar... Să faci ce acolo? Am dus la demolări. Să demolez. Am zis că, știți cum mai este o vorbă, poate frumos nu-s, dar prost nu-s, știți? Și am zis că, bă, ce-o fi greu, de da cu barosul-s bun, dă-i înainte, două, trei luni, nu... Deci nu ți era frică de muncă? Nu, nu, păi munca înnobilează omul. Prin muncă se pot face cele mai frumoase lucruri și cele mai frumoase rezultate. Și o casă, dacă nu pui temelie, n-ai cum să-i pui acoperiș. A, zic unii că nici le n-au ucis pe nimeni. Nu, asta într-adevăr, nu niciodată. Și, deci, absolvent de electrotehnică, curent, linii de medie, de joasă, da. Nu, sau electricitate, practic. Da, 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 electricitate. Așa, electricitate. La liceu de electrotehnică, dar secție probabil că e un pic diferită. Da. Și te-ai trezit cu un frumos baros în mână. Da, aproape, nici nu m-am trezit cu el, că în momentul în care am ajuns acolo, știți cum e, toți românii, nu vreau să îi învinovățesc, doar că nu se respectă pe ei, în primul rând. Se duc orice ar fi, acceptă, nu e ceva rău să accepti să muncești, dar fiecare om are și drepturile lui. Nu mă poți pune pe mine ca și un animal în grajdi, la locul încă 12-13 persoane să stau acolo fără geamuri, regrasie pe pereți, mizerie peste tot. Atunci am zis că, bă, eu de foame de acasă n-am plecat. Mă întorc înapoi acasă și asta este. Încercarea moarte n-are. O să mai încerc încă o dată și cine știe, poate reuși. Dar nu mai fost așa să mai încerc încă o dată. O sunat fratele meu și mi-a zis că, uite, ia și vină măcar să vezi Germania cum arată, timp de o săptămână, două, stai cu mine și după aia pleci acasă. Atunci, în momentul respectiv, șeful de la restaurant unde lucra el m-a întrebat dacă nu aș dori să lucrez și eu. I-am zis că nu, eu am experiență în gastronomie, aș putea spune, dar mai mult pe partea de ospătar. Bine. De unde? Am început să muncesc de la vârsta de 14 ani, la evenimente. Nunți, botezuri, ajutor. Eram ajutor de ospătar. Și îți plăcea să servești, să erai atent? Am zis că totuși nu e o meserie urâtă. Îmbrăcat la cămașă, pantof în picioare, nu murdar, e ok. Zic, mă duc. Și mi-a plăcut, mi-a plăcut cel mai mult. Eu sunt tip așa mai vorbăreț. Mi-a plăcut să comunic, să interacționez cu oamenii. Și asta mi-a dat posibilitatea să o fac. Munca asta de ospătar, care, într-adevăr, e o muncă frumoasă, dacă știi înveți, să știi să o practici. Cred că orice muncă, dacă exact. Iubești sau îți place, poate să fie, sau nu că poate, este frumos. Asta așa e, într-adevăr, orice muncă are îndeletnicirile ei și frumusețile ei. Și ai ajuns în Germania, ai intrat prima dată într-o bucătărie și ai început de la postul de șef de... Vase, spălător de vase, șef cu buretele în mână și cu farfuriile. Câte vase spălai pe zi? Să vă dau un număr așa, nu știu, dar aș putea arăta mai înalt decât mine și alergie până pe aici am avut de la detergent. Timp de 5-6 luni de zile o cam durat chestia asta. Și nu te-a făcut să renunți? În momentul în care am văzut că
Mi-a ieșit alergie pe mână de la detergent, fiind foarte mult timp, fiind eu foarte mult timp cu mâna în apă și cu detergent. Atunci am zis că hai să trecem la următorul nivel și am avut noroc de șeful bucătar de acolo, că l-am rugat, zic: Giovanni, te rog frumos, aș vrea să învăț și eu de la tine, ce pot? Zic, las vasele și le spăl mai târziu, după program. Atunci el mi-a dat așa frumos un cuțit în mână și două găleți, una cu ceapă și una cu usturoi. Și am zis că... Da, da, acum erai responsabil de găleată, era o găleată. Exact. Două maxim. Da, eram responsabil de usturoi și ceapă. Nu e ușor. Să faci ucenicia, cred că nici la mănăstire nu e ușor să o faci, dar nici în restaurant. Și... Ionuț, iartă-mă, apropo de aceste furci prin care trebuie să treci, crezi că se poate ajunge bucătar fără să fi trecut prin aceste faze? Nu. Nu, nici într-un caz. În general, n-avem răbdare, vrem brusc dintr-o dată să ajungem da. Sus, să obținem toate beneficiile, dacă se poate, cu cât mai puțin efort. Cine reușește, eu l-aș aplauda. Dar cred că niciun măr din copac fără floare, fără albina să vină să lege fructul, el nu poate să crească. Fără soare, fără apă, n-are cum să ajungă mare ca tu să-l mănânci. Degeaba îți dorești mere, dar dacă tu nu pui apă la rădăcină. Așa e și în muncă, în orice muncă. Și când vrei să citești, dacă nu înveți abecedarul, dacă nu faci bastonașe, dacă nu faci liniuțe, puncte, n-ai cum să înveți nici nimic. Dar la momentul acela când tu curățai ceapa și scurgeau lacrimile, bănuiesc că a venit cineva să spună: vezi, bagă-o în apă, că altfel nu te mai deranjează la urmă. Exact, sunt trucuri. Bagă-o în apă, dă drumul la geam, să nu-ți vină sulful, că ceapa conține sulf și apoi atunci în contactul cu ochii lăcrimezi. Dacă deschizi geamul, curentul trage partea aia de acolo și nu-ți vine ție la și ochi. Și la usturoi? Că mi-ai spus o chestie extrem de interesantă. Da. No, noi fiecare suntem învățați să curățăm câte un cățel de usturoi, așa, încet, se lipește, dai cu unghia, dai afară, zice: nu, vine Giovanni, se uite la mine, zice lui frate, lasă-l, până mâine a terminat el. Și apoi după aia, după ce am terminat, eu, mi-erau murate degetele de la apă. Mi-a zis: eu nu, uite, pune-l în apă, lasă-l să stea, că se umflă și se cojește. După aia mai înveți un truc, iei usturoiul, pui în borcan, zgâții borcanul, sare coaja de pe el, mai apeși și altul cu cuțitul pe deasupra. Sunt tehnici, dar fără a începe primii pași, dacă vine cineva și servește toate tehnicile astea așa frumoase, tot mezamplasul ăsta pe tavă, le uiți, pur și simplu, pentru că nu le-ai pus în practică. Și ți-s ușor străine. Exact. Iar atunci și eu la rândul meu îmi place foarte mult să umblu în toată lumea. Mai ales acum, având posibilitatea nu neapărat financiară, ci tehnologică. Intru pe internet, am umblat în toată lumea asta din lung și lat. Nu m-a întrebat nimeni nici de pașaport, nici de viză. Am scris adresa și m-am dus acolo. Intri, scrii pe internet, dacă îți place să citești, dacă îți plac informațiile, atunci reții. Dar eu am văzut ceva la mine. Ca să rețin toată informația, trebuie să o scriu. M-am uitat astăzi, de exemplu, la un videoclip, cum se face pâinea de secară. Pot să mă uit la el, dar dacă nu-mi trec niște notițe acolo într-un caiet și să le las acolo, nu neapărat să fac astăzi sau mâine. Dar odată trecute prin minte, lucrurile alea rămân în cămară. Tu când ai nevoie să le accesezi, ușa de la cămară s-o deschizi. Și voilà, ai informațiile respective de care ai nevoie. Așa reușesc eu să învăț, să țin minte lucruri. Poate că nu le folosesc astăzi, mâine, poimâine, dar când am nevoie și stau și mă gândesc oare ce aș face, îmi vine câte o sclipire așa. Uite că ăsta au făcut așa acolo. Zic de la usturoi și ceapă unde ai sărit? De la usturoi și ceapă, împreună cu vasele, am făcut salate. Am făcut salate, am învățat să fac salate, să tai o roșie, că nici roșia nu știam să tai bine. Sunt metode, tehnici de a tăia și o roșie.
poți să o tai cubulețe, poți să o tai, na, în limba noastră gastronomică, concase, la cubulețe. Zicea, nu, taie roșii concase. Bine, am luat eu, tai felii. Există o limba specifică. Exact, sigur, exact, da, exact. Prima dată, cei care nu fac o școală gastronomică, le e un pic greu să înțeleagă limbajul ăsta care se folosește. De exemplu, brunoise. Brunoise, mamă, ce cuvânt frumos. Zici că e așa, vai, francez. Dar acolo e o anumită tăietură și anumite legume în toată chestia asta. Și apropo de limba franceză, lucrând ospătar, mi s-a întâmplat o chestie foarte faină. Văd un tip cu o mașină elegantă, așa, bine pus la punct, vine la mine la masă și zic, bună ziua, doriți o masă cu o priveliște mai frumoasă, vă trag puțin perdeaua, poate să nu vă deranjeze lumina. Nu, nu. Zic, vă las meniu? Nu. Zic, știți pe din afară ce ați dori să mâncați? Da, aș dori o mezi în plasă. Zic, nu vă supărați, ce ați dori să consumați totuși? O mezi în plasă. Uite așa la el. Eu am început să râd, sincer, nu-mi permiteam să fac lucrul ăsta. I-am zis, eu cred că dumneavoastră nu știți ce vorbiți. No, omul, având câțiva bani, s-o fi umblat prin lume, s-o dus stânga-dreapta și a auzit cuvântul, mezi în plasă. Mamă, ce faină e! Și a venit la noi. Și la un moment dat m-am tras și eu scaunul, m-am pus cu el la masă și zic, nene, uite aici, mezi în plasă înseamnă așa, lingură, furculiță, cuțit, tot ce vezi tu, pahar de apă, pahar de vin, pahar de țuică, toată chestia asta e mezi în plasă. S-a uitat la mine, s-a ridicat și a plecat. Deja uitați ce vreau să exact. După salate? După salate, în momentul în care am învățat să fac salate, atunci am auzit că se caută într-un alt restaurant un om care să facă doar salate. Eu aici în restaurantul ăsta făcând salate, spălând vase, ajutor de bucătar, curățenii în bucătărie, ore peste program. No, acum am zis, am oportunitatea de a avansa oarecum. Și atunci mi-am schimbat locația, am ajuns din nou într-un alt restaurant cu specific italienesc, doar pe postul de salate. Și Gianni a văzut că mă țin de treabă și atunci a plecat colegul de la pizza. No, Ionuț, acum trebuie să știi să faci pizza. Adică nu mi-o zis să învăț, dar au văzut că vreau să am responsabilitate. Și atunci am frământat, am făcut coca, nu știam să fac palinele de pizza așa bine. Nu-i nimic, las că azi prăjești una, ars pe aici, am tot semne. Dar nu-i nimic, astea sunt învățăturile mele. Sunt inerente de altfel în învățarea unei meserii, dar vreau să te întreb... Ai ratat rețete în perioada asta de formare a ta? Da, cu siguranță am ratat și eu anumiți pași, poate aș spune așa, dar aici am avut ocazia și, nu știu, o să fiu recunoscător toată viața lui șefețiu Osbergo, pentru că el a ajuns la noi în bucătărie după ce s-a schimbat bucătarul, șeful bucătar. Și mi-a zis, tinere, eu cred în tine. Eu nu prea, nu, am așa o, oarecum uneori o lipsă de încredere. Deci a venit un italian. Un italian. Cum îl cheamă? Bergo? Ezio Osbergo. Ezio Osbergo. Da. Care nu te-a văzut până atunci? Nu m-a văzut până atunci, a fost primul nostru contact pe care l-am avut. Și ți-a spus o verde în față? Mi-a zis direct așa, zice, nu, mă copile... pe italienește, că am învățat și eu italienește să vorbesc în Germania. Colac peste pupăză. Da, a fost bine și orice informație în plus, eu mă bucur că o am. Și mi-a zis Ezio, zice, uite Ionuț, să știi că tu o să înveți. No, având omul de atâta mare de timp... El avea mai multă încredere în tine decât aveai tu. Exact. Chiar acum are o poză el pe un site de socializare. Și la descrierea pozei scrie viitorul gastronomiei și nu mai știu eu ceva cuvinte frumoase. L-ai sunat după ce ai câștigat? Au fost printre primele persoane care... Și vreau să vă zic că au fost încântat la fel ca și părinții mei.
Și ce a mai zis italianul ăsta? Zice, Ionuț, vrei să înveți? Zic, da, normal, nu, când vezi că un om vine la tine și zice, da, ai sete aia de a învăța. Și zic, da, vreau să învăț. Zice, ok, bine, uite tot. Zic, cum atâta m-am chinuit eu până acum să învăț și acum tu vii să-mi spui să uit tot? Zic, nu. E ca și cum mersul pe bicicletă. Odată ce l-ai învățat, nu-l mai uiți. Dar sunt alte tipologii de a merge și cu bicicleta. No, vine a doua zi, zice, hai să facem asta, restaurantul e închis, facem curățenie. O scos tot, o demontat tot, mese, scaune, tot ce a fost în bucătăria, tot o scos, am spălat și au zis că acum începe să facem noi meza în plasă în bucătărie. Sos la sos, garnituri la garnituri. Când un om are experiență, se vede pe el că vine. Ai simțit și că am simțit-o, că aveam încredere deja în el și îmi plăcea să lucrez alături de el pentru că avea o altă aliură de bucătară, altă prezență. Când se prezenta, venea așa drept în fața ta și spunea, asta nu-i bun, asta nu-i bun, asta e așa, asta e așa, asta e aici. Uitam la el, zic, mă, Doamne, Doamne, iartă-mă, știu omul ăsta toate. Începând după încet, încet să învăț cu el să gătesc, m-a lăsat în primul rând ca să învăț să greșesc. Asta cred că... Te rog să mai repeți o dată. Să învăț, m-a lăsat să greșesc. Și nu mi-a zis ce am greșit. Nu mi-a zis ce am greșit. Făceam un sos, mi se tăia. Mai fă-l odată. Zic, șef, dar zi-mi și mie unde am greșit. Mai fă-l odată. Și îmi dădeam eu oarecum seama ce se întâmplă, dar nu, vă dați seama că nu știam cam toate. Iar acum mi-aduc aminte de un piure de mazăre. Iau mazărea congelată. L-am văzut pe el cum ar veni ieri, că a făcut piureul ăla. Zic, șef, îl fac eu azi, lasă-mă pe mine, că ți-l fac eu. Bine, Ionuț. Și încep să... Cred că știu unde ai greșit, că și-am greșit acolo. Am luat o congelată. Exact. Am pus smântână de cătipe deasupra, blender. Și s-a întărit. S-a făcut beton armat, toată că s-a cristalizat. Corect. Nu mi-a zis nimic, a zis, da, ceva nu-i... E bună, dar ceva nu-i în gustul regulă. Gustul era bun și la mine. Gustul e bun, da, dar ceva nu-i în regulă. Și atunci vine la mine, zice, uite, Ionuț, pune un pic de apă caldă. Ia o sită. Pune mazărea asta în sită. Las-o 3-4 minute. S-o blanșezi. S-o opărești, așa pe românește. O părești și după ce ai opărit-o, o pui în cană, îi dai unt, smântână și o frulezi. E, când am zis, un pic de diferență, îi... Mare diferență. Da. Sunt tehnici pe care nu le înveți fără să greșești. Și când te-ai rupt de acolo și ai venit acasă? Sau, după... mai bine zis, ai trecut la salate, am învățat să fac pizza, cu Lorenzo, ai învățat exact să faci pizza. Celelalte, mai sofisticate. Celelalte mai sofisticate. Tot cu Enzo ai... O parte din ele tot cu Ezio, dar au fost în momentul în care ultimii 2 ani jumate de muncă am fost singur într-o bucătărie mediteraneană. Ți-ai asumat? Da. Am simțit că el mi-a zis, zice, uite, Ionuț, nu, trebuie să ții aripi, adică te-am învățat, du-te, gata, m-am săturat de tine, nu mai ai ce să faci aici. El nu că s-a săturat de mine, dar vrea să mă vadă la următorul nivel. Pentru că el mi-a zis mie un cuvânt. Zice, un profesor trebuie să fie nebun, să fie invidios pe elevul lui dacă e mai bun ca el. Trebuie să fie mai mândru că a putut să renască ceva mai mult. Asta ești, de asta ești profesor. Să formezi ceva mai bun decât tine. Și atunci... etalezi tu ca și persoană, ca și caracter. Și mi-a zis, uite, este un restaurant care are nevoie de bucătar, nu mă interesează, vei merge acolo. Dar zic, ai nebunit, omule, nu mă duc nicăieri. O zic, da, vezi că deja depoi mâine mergi. Nu, ce să fac, dacă nu mai lucrez aici, trebuie să mă duc într-o parte să lucrez. Și am ajuns acolo și atunci am avut primul contact, aș putea spune eu, cu responsabilitatea directă. Meniu. Trebuie să alegi tu meniu? Să-ți faci toate preparatele pentru meniu, să-ți faci toată lista de cumpărături pentru meniu, să vezi ce nu mai ai în meniu, că sunt anumite chestii perisabile care se termină, trebuie să le scrii toate, să le anunți la colegii tăi, că colegul meu poate să vină la mine și să-mi zică, eu nu ți-am nevoie de 10 bucăți de file de ton. Bine, îți dau, mă duc în frigider, nu le am, am doar una.
E fața colegului meu acolo pus în joc să meargă din nou la masă și cred că cea mai urâtă fază e la un restaurant. Scuzați-ne, dar darul ăsta nu ar trebui să existe. Și atunci ore mai puține de somn, mai multe de muncă, responsabilitate mai mare, oameni poate mai în vârstă ca mine, invidioși că eu am ajuns pe postul ăla, bețe în roate. Da, eu mulțumesc lui Dumnezeu și îs mândru că am trecut peste toate etapele astea și fără toate scările astea nu aș fi ajuns acum unde îs. Și o conta foarte, foarte mult din boldul ăsta dat de maestrul meu Ezio, exact. Ionuț, arta culinară este imensă, spun o platitudine acum. Sunt, cred că, nu știu, poate discutăm de sute de mii de rețete. Aici aș putea să fac o mică... Cum poți să stăpânești? Deci, ce se întâmplă? Ai un rețetar și deja știi cum să pun ingredientele? Da. Acolo e ceva. Sunt baze ale bucătăriei pentru un sos, pentru o carne, pentru o legumă, cum se fierbe, cum se prăjește. În spatele tuturor rețetelor e chimie până la toată urma. Sunt chestii chimice care se întâmplă și care le transmit creierului prin papilele gustative. Dacă combinația de gust nu-i e picantă sau e acră, îți dă un semnal la creier, nu-ți place, atunci oamenii mult mai inteligenți decât un bucătar lucrează la modul chimic. Ce se întâmplă cu două chestii între ele? Dacă asta este sau bucătăria moleculară? Sau? Mai sus de bucătăria moleculară sunt, să zicem așa pe românește, sunt, de exemplu, un sos de carne, din sosul ăla de carne pot să-l fac spumă sau o spaghetă din sosul ăla. Se transformă în cu alte metode, mai sunt alte elemente care se bagă în produsele normale. De exemplu, cum fac eu acum la momentul actual, spumele astea care mi-au plăcut mie și mi-au tras atenția, cu lecitină de soia. Și astea se folosesc în bucătăria moleculară. Sunt anumite geluri care se trec prin anumite compoziții chimice ca să se formeze. De exemplu, apă prăjită. A fost ultima... What? Exact, apă prăjită. Se face un gel din apă, nu are gust, sunt câteva elemente chimice care se trec vreo 2-3 caserole, se pun toate elementele astea. Nu mai țin eu minte bine numele chimic care îi. Și la un moment dat, în a treia etapă, se formează ca o gălușcă, așa, ca o perișoară mică de apă. Se bagă la congelat. După ce s-o băga la congelat, se trece prin făină, ou, pesmet. Și ce rezultă? Ai fript-o și ți-a ieșit acolo că ai fript apa. Cea mai mare reacție și mai urâtă în bucătărie e între apă și ulei. Știe orice gospodină, dacă pune apă și ulei împreună, o lua foc. Dar au venit alții cu o sclipire, zice, ia-ți fric și apa. Și da, aici, cam aici se duce... De-aia se cheamă artă. Da. Multă muncă, i-aș putea spune, înainte de artă. Da, multă muncă, categoric, da, dar mă gândesc că, de exemplu, când se face plating-ul. Da. Acolo... Acolo este, până la urma urmei, arte plastice. Da, trebuie să ai... Am văzut, de altfel, în spate, pe Chroma Key, este produsul cu care tu ai câștigat... Șef la cuțite. Și acolo am văzut o chestie foarte interesantă, pata aceea de culoare mov. Mov floricică. Albastru. Așa este? Da. Eu am fost mereu atras de plating. Aș putea să spun, e partea mea preferată din bucătărie. Foarte mult am studiat chestia asta, m-am uitat la foarte mulți oameni mult mai buni, mai sus ca mine pe chestia asta.
oameni pe care îi respect, că de la ei am învățat și am, într-adevăr, meseria se și fură. Dar îți trebuie și un gram de talent în, în ceea ce faci. Că... ca să știi ce faci cu ce ai furat. Exact. Că dacă îmi dai mie vioara în mână acum, ar putea să scârție. Și iarăși este talent și multă muncă. Exact ca și în fotbal. Vine un copil brazilian, din două pase ți-o da gol, dar e celălalt de lângă el care prin multă, 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 extrem de multă muncă sau reușește să fie, fie mai performant. Exact. Sau la egalitate cu cel talentat. Și dacă combin chestiile astea două, muncă și talent, ies... Simți că ai și talent? Acum, după, după concursul ăsta culinar, am prins, aș putea spune, un pic de încredere, mult mai multă încredere în, în ceea ce fac, pentru că cel mai mare minus a meu a fost tot timpul că, bă, mi se pare că ăla de lângă mine face mai bine decât mine. Oare de ce nu fac eu așa? Sau oare de ce nu fac așa? Dar acum am, am văzut că fac și eu lucrurile, adică sunt bune ceea ce fac eu, dar mai am mult de învățat. Ionuț, până la acest concurs, tot ce ai făcut a fost autodidact, furând de la maestri, exact, punând mâna pe instrumentele care le are toată lumea la îndemână, îndeopște cunoscutul prieten Google. Da. Dar acolo... nu ai avut o școală, niște cursuri nu pregătitoare sau niște cursuri ordonate în care... Am făcut chestiile astea random și cred că e cel mai greu să înveți când nu ai un început și un sfârșit, un capitol, să știi de unde să începi și unde să termini. E, a fost greu pentru că astăzi luam o rețetă de acolo, astăzi luam de aici, după aia luam un sos, după aia luam o tăietură de ceva, nu era... Dar m-au ajutat să mă formez pe mine. Am văzut, mi-am făcut singur oarecum capitole. Uite, de exemplu, mă duceam tot timpul după ce terminam munca, ajungeam acasă, mâncam, că nu a pus să mănânc în bucătărie. Mă puneam... Foarte interesant. Da. Deci nu apuci să mănânci în bucătărie. Și cel mai urât e, chiar dacă te pui să mănânci, așa se face. Îți vine comandă. În momentul ăla îți vine comandă. Azi, mâine, poi mâine m-am lăsat de mâncat. Zic, ok, după ce termin munca sau înainte de muncă, mănânc și sunt liniștit. Că ce e cel mai urât? Să te trezească în continuu de la masă. Iau o lingură, las-o. Atunci am zis, nu, bine, o să mănânc după muncă, când ajung acasă, liniștit, pot să stau și eu la televizor după aia 10 minute și să dorm. Și apoi stăteam tot timpul și pe Google, pe YouTube, căutam rețete din Italia, Spania, Franța, Olanda, Norvegia, nu contează de unde. Dar mă uitam, tot timpul mă uit la rețete și acum, la momentul actual. Istoricul la YouTube e plin de rețete, de clipuri, videoclipuri cu oameni, bătrâni. Îmi place foarte mult să mă uit și la rețetele băștinașe, dacă aș putea spune așa, alea vechi, care că de acolo am renăscut noi, încet, încet tot am urcat. Ok. Deci s-a terminat experiența Germania, ai venit în țară. Da. Pentru ce ai venit în țară? După ce ai ajunsesești acolo, bucătar, șef într-un restaurant. O venit, oarecum să zic așa, a venit pandemia. În luna lui martie, pe data de anul 12, anul trecut 2020, s-au închis restaurantele în Germania. Și ce să fac? Zic, nu stau acolo să plătesc chirie, să ce, vin acasă. Mai ales că iubita mea era la Cluj, părinții mei în Suceava. Zic, nu, ce facem? Zic eu, nu, vin acasă, că până la toată urma nu știam. Toată lumea era așa într-o frică, foarte mare frică, când s-a dat anunțul ăsta cu pandemia. Nu știa nimeni ce se va întâmpla, ce va fi. Și am avut așa un film oarecum urâțel în cap și am zis că mă pornesc acasă, vin, că orice ar fi, îs acasă. Și am venit acasă și mulțumesc lui Dumnezeu că din martie am și rămas acasă. Ai ajuns aici, te-ai trezit cu una bucată țară în prag de pandemie. Da.
Una bucată personaj care nu avea niciun angajament. Da. Eram... Atâta doar că părinții te-au așteptat cu drag. Da. Familia e oriunde ai fi. Familia e cel mai important și lucru. Și prietena la fel. Și prietena, da. Unde v-ați cunoscut? Noi ne-am cunoscut când aveam eu 18 ani în Siret, la o terasă. Eram la un suc eu cu vărul meu, ea cu niște prietene și vorbeau ceva pe acolo. Zicea, uite, Ionuț, nu știi că vine din Andorra? Și s-a uitat la mine. Eu în momentul ăla m-am uitat și eu la ea și după câteva zile mi-a scris. Zice, salut, ce faci? Bine. Am fost noi o perioadă de vreo 5-6 luni împreună, ne-am despărțit fiind mai copii și după 4 ani de zile... Uite-ne că suntem înapoi și suntem împreună de 3 ani de zile. La o diferență de 4 ani ne-am reîmpăcat, ca să zic așa. De unde ți-a venit ideea de a te duce la șef la cuțite? Sincer să fiu, m-am mai înscris încă o dată, acum vreo 2 ani înainte. Dar, cum v-am zis, eu aveam așa minusul ăla, nu prea aveam încredere în mine. Și am zis că, bă, nu mă duc pentru că mai trebuie să învăț, mai trebuie să fiu stăpân pe mine și eu cu tovarășa mea fac cam toate chestiile împreună. Și ea zice, mă și duc ea gătește. Da, și ea gătește. Nu prea gătea înainte, dar acum chiar gătește și gătește bine. Uneori mă surprinde cu ce face în bucătărie și tot timpul zic, foarte bun, foarte, foarte bun. Știți cum e? Și un pantofar, când se uită la celălalt la pantofi, vede o greșeală. Dar nu trebuie să o zici tot timpul, că dacă azi zici, n-are sare, n-are piper, n-are ulei, n-are apă destulă, n-are ăla, păi la un moment dat ți se taie, nu mai faci. Și am încurajat-o tot timpul. I-am mai zis uneori, bă, nu, e așa, dar de cele mai multe ori chiar o ieși ceva. Ea nu-i ca mine. Cea mai mare problemă între noi doi e că eu fac din ochi asta pe rețete, 200 de grame de, 50 de. Și zic, n-ai, eu nu pot să lucrez cu tine. Zic, și ori face ea, ori fac eu. Că, na, zice, dar eu nu știu să fac din ochi cum faci tu. Și într-adevăr, așa e, că nici eu la început nu știam. Dar acomodându-mă cu toate chestiile astea, mai bagi un pic, mai iei lingura, mai pune un pic de sare. Nu știu în ce măsură gustul personal, propriu, se potrivește cu gramajele pe care ți le dă nu știu care rețetă. Exact. Nu știu, s-ar putea acolo să... Poate că diferența între gustul personal și cantitățile impuse într-o rețetă dă personalitatea celui care da. Se numește bucătar. Așa este, într-adevăr. Mie poate îmi place mai mult un anumit fel de verdeață în mâncare. Celălalt bucătar nu-l pune. E și tehnica. Se pot da două coșuri la fel la două persoane. La două persoane. Aceeași tocăniță să o facă. Dar la mine pot să fie... Nu iese la fel niciodată. Eu am o tehnică de a învârti altfel în tigaie. O las mai mult pe foc, o las mai puțin. O iau de pe foc. Toarnă apă rece, ăla poate toarnă apă caldă pe deasupra. Eu pun pătrunjelul, de exemplu, să zic așa, la început el îl pune la sfârșit. Eu pun sarea la început, el o pune la sfârșit. Sau la mijloc, sau pune mai puțină, mai mult, că nu avem mâna formată amândoi la fel. Și să vedeți, din două ingrediente la fel, ies două chestii total diferite. Dar dacă e să faci același fel de mâncare, ți iese la fel de mai multe ori? Că aici e o problemă... Da, la... da. Pentru că aș putea să zic așa, am un as în mânecă, țin minte foarte, foarte bine. De exemplu, în restaurant nu ai cum să dai astăzi un gust și mâine alt gust. Pentru că cel mai rău critic al unui restaurant e când vine persoana și întreabă bucătarul cu tarul asta e pe tură, atunci e o problemă acolo. Și tot timpul am încercat să nu-mi impun gustul meu atât de mult față de colegul meu, să fim amândoi oarecum într-o balanță, să-l gustăm amândoi, să comunicăm, să ne spunem problemele. Eu îi zic mai mult aici, poate să nu ne înțelegem noi doi, dar vine a treia persoană care îți spune. Și dacă și al treilea zice ca tine sau ca mine, atunci unul trebuie să cedeze. Și chestiile cele mai frumoase sunt când sunt făcute cu drag și făcute cu plăcere. Șef la cuțite, te-ai hotărât brusc. Da.
M-am înscris la șef la cuțite. Dar ce trebuie să faci? Să scrii... Intri pe site-ul www.șeflacuțite.antena1.ro sau ceva de genul, șef la cuțite, around antena 1. Completezi un formular, nume, prenume, data nașterii și ai acolo jos o rubrică în care spui cum te-ai apucat de gătit. Și eu am scris, sincer să fiu, de foame. Ce te face mai rău să gătești decât foamea? Corect. Foamea dă de-a dreptul, e o vorbă românească. Da, foarte bună precizare. Foamea dă de-a dreptul și atunci m-au sunat cei de la Antena 1 și am stat de vorbă cu ei. Mi-au scris că m-au sunat și mi-au spus că trebuie să completez anumite chestii despre mine, să fac oarecum un portofoliu, unde am crescut, ce am făcut, ca să știe câteva informații despre mine. Dar nu ți-a cerut mâncăruri pe care tu sau rețete pe care tu le gătești de obicei? Nu. Te-au întrebat ce îți place să gătești, cum, ce îți place să mănânci, care sunt rețetele tale preferate, care e partea preferată gastronomică a ta. Și atunci le scrii toate detaliile alea. Dacă nu le înțelegi foarte bine, ei te ajută, îți recomandă anumite chestii. Și te întreabă ce dorești să gătești, pentru că sunt anumite preselecții. Este preselecția de pe zone care se face și după se face cea de la București, față în față cu cei trei șefi. Cea televizată. Exact, exact. Deci prima dată ai trecut printr-o selecție regională. Da. Unde s-a ținut? La Cluj? Aici, la Cluj, da. Chiar la noi, aici? La Cluj. Aici am gătit preparatul care se vede, cel de nougat mus cu brittle de caramel și salata de fructe descompusă. Și reacția? Reacția a fost plăcută, pentru că eu eram acolo, mă aștepta vreo 4-5 ore să intru la rând și întrebam pe unul altul, nu, îți gustă din mâncare? Nu, toată lumea zice nu, ieși afară cu farfuria și o veni rândul meu. Mi-am pus eu spuma repede pe deasupra ca să nu se lase, că totul l-am montat pe moment. Atunci și mi-a zis doamna producător de la emisiune, nu, ia-o la farfuria să plec. Zice, nu, las-o aici. Și în momentul ăla m-au chemat să semnez contractul că voi merge la București. Mama, a fost așa de încântați. Dar acum nu știam ce să fac și frica aia din spate. M-a acceptat, dar acum zic, trebuie să mă duc la București, trebuie să mă încadrez într-o oră. Și zic lui Sabino, lasă că acum o să exersez acasă, o să fac, să văd dacă mă încadrez. Uneori da, alteori nu. De ce zici alteori nu? Pentru că s-ar putea să mai sar din schemă uneori, 2-3 secunde, un minut. Sunt produse care chiar e un challenge, e o provocare pentru tine să le faci într-o oră. Dar am reușit, de cele mai multe ori chiar am reușit și le-am făcut cum trebuie. Da, e greu. O oră e greu. Prima reacție la întâlnirea cu șefii? Prima reacție... emoție, în primul rând, frică, spaimă, rușine. A fost primul meu contact cu televiziunea aici și când am auzit că discută despre farfuria mea, zic, mama, acum e acum. Zic, hai de făcut, am făcut-o, am ajuns până aici, dar zic, acum e acum, când încep ei să-ți comenteze farfuria. Dar au fost cuvinte de laudă, cuvinte frumoase, care nu mă așteptam, nu eram așa eu. Și îl aud pe șef Cătălin Scărătescu că zice, da, nu-mi place greca. Zice, mi-ar fi plăcut mai mult portocală să pui în loc de grefă. Zic, nu, bine așa. N-ai cum adică să-i comentezi lui, care omul are ani de gastronomie cât am eu, poate mai mulți decât mine. Eu nu am să spun o întrebare foarte dură, poți să nu răspunzi la ea. Da. Chiar sunt bun? Băieții ăștia trei. Da, sunt foarte buni. Sunt foarte buni. Chiar sunt foarte bun și știți ce m-a făcut? Nu că zic asta din complezență, că am fost eu acolo în emisiune și că am câștigat, dar sunt foarte bun. Într-o situație critică, când ceva s-o ars, când ceva nu-i mai bun și mai e timp de 10 minute
să vină omul la tine și să spună tu faci asta, tu faci asta, tu faci asta, tu faci asta și în 10 minute să scoți o farfurie, să fie comestibilă în primul rând și competitivă. Și competitivă, aia înseamnă să fii bun. Dar dincolo, în spatele camerelor, sunt la fel precum îi vedem noi? Da. În fața televizorului? Îs la fel de sociabili, la fel de oameni. Că asta înseamnă pentru mine cel mai mult, să fiu om. Și pe mine m-a uimit, mai ales toți șefii, chiar toți trei. Mari profesioniști au caracter. Da, au caracter și nu puțin, chiar foarte mult. Și înseamnă foarte mult pentru... Și am învățat de la ei, am învățat foarte mult să fii lider, să știi să-ți coordonezi echipa și nu în ultimul rând de la maestru, mentorul meu din emisiune și am prins cel mai, să zic așa, bun speech. Mi l-a transmis de mai multe ori, dar cel mai intens mi l-a transmis în ziua finalei. Zice șef Sorin Bontea. Șef Sorin Bontea, pe care îl salut și maestre tot respectul. Însă așa zice Ionuț. Tu trebuie să faci oamenii să gătească pentru tine, nu cu tine. Când ajungi în momentul ăsta să faci oamenii să gătească pentru tine, ei să te respecte și să vrea să-ți demonstreze că sunt buni, atunci e o reușită. Și atunci simți că ești într-adevăr un lider bun pentru ei. Pentru că ei, până la toată urma, gătesc pentru tine, nu pentru persoana respectivă. Pentru că tu le ceri anumite chestii, le ceri un filet Wellington, le ceri o salată, le ceri o bucată de pâine. Ei o pun pentru tine pe masă. Pentru că tu dai mai departe, e problema a doua, dar ei gătesc pentru tine. Și dacă un om gătește pentru tine cu plăcere, atunci asta înseamnă să fii profi. Și am învățat de la el să fac chestia asta, pentru că el nu poate să pună mâna pe mâncare, nu poate să pună mâna pe nimic. El stă lângă prin tine regulament. Și... Exact, prin regulament. El nu are voie nici să guste, nici să pună mâna pe mâncare, nici să îți pună mâna pe o tigaie. Există vreun ingredient acolo pe care să-l vrei și să nu-l găsiți? Nu, chiar am găsit totul. Este o gamă de produse venite de la o firmă care le oferă și le sponsorizează emisiunii, dar sunt și produse extra care le găsești. De exemplu, eu am cerut nougat. Nougatul e crema de prima dată, cea mai tare fază a fost la coș când am ajuns. Nu, știți că la noi e nuga aia albă. Da. Cu alune înăuntru. Turcească. Exact. Scriu eu nugat mus de cu caramel și așa și vine tipul de la cămară cu două bucăți de nugat din alea așa frumos. Zic eu, ce e asta? Nu e adevărat. Zic, nu se poate. Zic, ce ai pățit? Nu mi-ai scris nuga? Zic, nugat, hai să-ți arăt ce înseamnă asta. N-ai văzut, tu dă-i direct viteze cu microbuzul până la Pitești, s-o dus să ia Pitești sau Ploiești, ceva de genul ce pe lângă București, s-o dus să-mi ia de la o cofetărie și... Era chestia că era undeva și după amiază, aproape că se închidea, sună la cofetărie, se aștepte să-ți dea felul ăla de ciocolată. A fost așa. Dar urma acest ingredient să-l utilizezi spre seară sau... Nu, exact atunci, în moment, că eu mai aveam o oră și intram la gătit, în platou. Și îmi trebuia... Și ăsta într-o oră ți-a rezolvat problema? Exact, într-o oră s-a dus, mi-a rezolvat problema, mi-a adus toate chestiile astea, dar cea mai tare a fost faza că m-am speriat că... Nu o să pot să-mi fac eu rețeta, cum trebuie. Da, cum mi-a mai zis cineva, s-o alinia planetele și da. Au fost toate... De ce ai ales exact preparatul pe care l-ai prezentat prima dată la regional? Erai mai stăpân pe el? Ți-a plăcut cum au reacționat? Nu-l aleg eu. Juriul îți alege ceea ce vei găti tu. Pentru că ai trei preparate, să le scrii, să le dai porțiile, tot, ei îți pregătesc, dar ei îți aleg o rețetă pe care din cele trei, să o prezinți. Asta a fost pentru finală? Nu, pentru regională. Ei îți aleg când te înscrii,
Îți spune, tu vei găti o rețetă, dar trebuie să scrii trei rețete de trei produse Am diferite înțeles. Și din cele trei îți aleg unul, să te pună pe tine la încercare, să vadă totuși știi să-l faci sau nu, că tu sau poți să exersezi. Numai unul exact, și... faci unul și dai ca măgară tot înainte și atunci nu mai are niciun rost competiția, că tu vrei să ajungi acolo în fața șefilor să le iei din timp doar, că după aia nu mai poți să faci nimic. Și mi s-a părut foarte fain. Și atunci am făcut chestia asta la regional, după aia m-am dus la București și în momentul ăla când am prezentat Nugat Musso, am primit cuțitul de aur de la șef Bontea. El a fost oricum mentorul meu pentru mine al bucătăriei, pentru că în prima fază, când a început acum vreo 10 ani în urmă emisiunea, s-o uită la unul așa tare și am zis-o totdeauna chestia asta, s-o uită la unul așa direct și a zis că, băi, bucătarele, tu ești bucătar? Zi-mi și mie, câte tăieturi are o ceapă? Și omul s-a blocat și eu, copil, așa stăteam pe masă și ziceam, uite, la asta știe și câte tăieturi are o ceapă? Ai făcut o relație între mă amintești tu, de 10 ani, exact, în ceea ce îl privește pe legată de Bontea, da, cu faptul că ți-a dat cuțitul de aur exact Bontea după 10 ani. Exact, și am zis că eu oricum îmi doream la el în echipă, dar nu știam dacă o să ajung la el în echipă. Și atunci zic, până aici e vis împlinit. De aici nici nu mă mai interesează dacă câștig sau pierd, pentru că până la urmă țelul meu a fost să ajung în echipe și să ajung în echipa lui șef Sorin Bontea. Și uite că deci, încet, ajută. Încet, Doamne ajută. Dimineața finalei. Uf, stres. Tremurau genunchii. Frică. Dar am zis că am ajuns aici cu un scop. Am trecut prin 14 battle-uri. 3 battle-uri în semifinală și zic acum să nu le pot duce mai departe, zic neapărat, trebuie să mă montez și să fac bine, să fac ceea ce știu eu. Îți era frică de careva dintre, dincolo de emoție, ca profesionist, ca și un cunoscător, îi aveai scanați pe concurenții tăi? Îi aveam, știam ca ce pot, dar vreau să zic așa, fără frică nu te autodepășești. Dacă n-ai un gram de frică, zice, eu pot și atunci o dai în bară. Dar când ai frica în spate, cum o zic, când poți să alergi cel mai tare? De frică! Da. Așa și aici, am gătit în același timp cu plăcere, am gătit din suflet, din inimă, dar și cu frică, pentru că n-am vrut să greșesc, n-am vrut să dau greș, să nu dezamăgesc în primul rând. Cam cum ar fi fost să fiu acolo în finală și să fac niște figuri dintre alea aiurea, să-i fac lui șef Sorin, care el mi-a dat cuțitul de aur, el și-a pus încrederea în mine, să-l fac pe el de râs. Asta ar fi însemnat ceva nu prea Ionuț, bine. Ai avut sentimentul în bucătărie în timp ce îți pregăteai tu ingredientele, când ai început să lucrezi efectiv, ai avut sentimentul că e ziua ta? Te-ai gândit o clipă, ai simțit că se aliniază, cum ai spus tu, că da, lucrurile încep să curgă și că e din ce în ce mai aproape. Am simțit în momentul în care am pus a treia farfurie pe bandă și i-am dat drumul. Sincer să vă spun, am simțit așa o ușurare, ca și cum n-ar mai fi fost de așteptat absolut nimic. Cât ați fost în finală? Trei în finală. Două domnișoare bucătare și eu între... Fata de la Baia Mare, da, care ea era acreditată că va câștiga. Exact. Și încă o fată, Maria de la Erozovleancă, ceva din partea de la Maramureș. Ea e maramureșan. Rozavlea. Din Rozavlea, da. Maria, chiar dacă, și le-am zis tuturor, chiar dacă fata asta a fost așa mai rea de gură un pic, dar a fost singura care a fost sinceră și inimoasă. Degeaba vii tu prin față și hi-hi-hi, vrei să dai bine la toată lumea, să fii plăcut, să te iubească lumea, dar dacă tu nu spui ce ai pe suflet. Cum a zis, că mai bine dă-mi o palmă decât să îmi ții morală. Așa și
Eu cu ea mă mai certeam, mă mai hărățam, dar dacă noi am ieșit acum și stăteam la interviu, de exemplu, 3 ore, 4 ore, până la 1-2 noaptea, eu au fost singura dintre toți care au avut un colț de semn și au zis că noi, eu nu-ți ia și tu jumate și mănâncă. Asta înseamnă să fii om până la toată urma. Asta înseamnă să fii cu coloană vertebrală. Că până la urmă toți mai dăm din gură, toți mai spunem câte ceva, că e natura noastră. Dar noaptea ce fel de interviu? Păi noi terminam probele și fiecare dintre voi avea de dat un interviu. De ce s-a întâmplat în probă, de ce crezi de părerea celuilalt, ca toate să fie montate, să fie foarte bine puse la punct și... A, și după aia se dădeau secvențele fragmente. Respective. Da, exact. Da, da, și fiind la început foarte mult în competiție, trebuia să aștepți și până pe la 1-2 noaptea să dai interviu și aveai de așteptat un pic. Aveai ce să faci. Da. De ce ai ales în finală să faci ceea ce ai prezentat? Da. Chiar la început. La început. Am zis, chiar a fost o chestie de moment. M-a întrebat șef Sorin, zice, Ionuț, ți-ai ales meniul? Pentru că el nu îți spune ce să faci sau ce decizie să iei. Pentru că el ți-ar putea spune să faci un nu știu ce fond flash și tu să nu știi să-l faci. Și atunci să dai în bară. Ionuț, ți-ai ales meniul? Și zic, da. Am homar, am undițar și am musul de nugat. Undițarul este pește clasic? Undițarul, da. Pentru cei din... așa mai, să zic mai așa, e Monfish se numește, sau mai are un nume el românesc, drac de mare sau ceva de genul ăsta. Da, undițar e tradițional peștele ăsta, are așa un cap tare urât el. Da. Mare așa. Da, și e foarte dificil de gătit peștele ăsta. Dar de ce ți l-ai ales? Mi l-am ales trecut că... în... Exact. Ca să impresionezi, să calci... Vă dați seama că... În finală vin 11 șefi din România, cei mai buni șefi, împreună cu cei 3 șefi de la competiție. Care jurizează. Și acolo trebuie să ai tehnică, trebuie să ai gust, metode de preparare. Și atunci am zis că pot să ofer chestiile astea, să vadă că nu am ajuns degeaba până aici și să vadă diferența între noi. Acolo să se facă la virgula aia, să se facă diferența cât de cât. Și în final ai ales? Și în final, să fie cireașa de pe tort, am ales să fac desertul cu care am luat cuțitul de aur. Și când le-am văzut așa, prima dată am făcut numai 3 bucăți, dar când am văzut 11 farfurii puse pe bandă așa și merg foarte frumos cu cercul ăla, zic că, Doamne, îți mulțumit. Dar până la urmă, câte ai făcut în finală? În finală, 11 farfurii, una pentru șefi, una pentru poză și pentru regie. 15 farfurii în total trebuie să fac. Și cât timp ți-a luat pentru 15 farfurii? Păi am avut 3 ore disponibile, dar cu echipa în spate. A, și ai coordonat echipa? Da, am coordonat echipa și atunci am reușit să facem în astea 3 ore toate 3 preparate. Da, a fost așa o provocare, dar o provocare frumoasă, plăcută. Și într-adevăr, eu nu aveam cum să câștig fără echipa mea, pentru că dacă echipa mea nu era alături de mine, atunci eu nu aș fi avut șansa de a fi desemnat câștigător. Pentru că toate cele 5 degete de la o mână strâng. Dacă strângi numai cu unul, s-ar putea să scape. Așa este. Și atunci am fost împreună cu încă 5 colegi de-ai mei, care oarecum pe parcursul competiției mi-au fost dușmani, toți. Cu fiecare am avut de împărțit ceva. Dar toți erau de la Bontea? Nu, toți erau de la șef Scărlătescu. Doar eu eram de la șef Sorin Bontea. Și tu puteai să-ți alegi tu? Vin toți concurenții la sfârșit în platou și atunci îți alegi echipa. Și eu mi-am ales oamenii care au fost... contra mea și am făcut echipă cu ei. Acolo le-am zis tuturor, zic, vreau să demonstrez că pot să lucrez cu oricine. Și reacția lor în ceea ce te privește
în această conjunctură a fost una pozitivă? Exact, a fost una pozitivă pentru că ei și-au pus sufletul în ceea ce au făcut ca eu să câștig și ca și ei să câștige, pentru că noi am câștigat împreună. Dar ei, fiind în această echipă a ta, au ceva de câștigat? Sau pur și simplu, să zicem, prin ricoșeu s-a împrăștiat exact. Și asupra lor? Dom'le, uite, e echipa care... Normal, au fost în echipa câștigătoare și atunci au și ei titlul de câștigătoare sezonului împreună cu mine. Ionuț, ce urmează? Urmează să învăț. Vreau să, cu premiul pe care o să-l iau de la emisiune, vreau să mai fac anumite cursuri de gastronomie și aș vrea să particip... În țară sau în străinătate? În străinătate, în Franța. Mi-aș dori să pot să am un loc la Gordon Bleu și să mai învăț acolo, după care poate ne ajută, adică nu, Dumnezeu are mai chestii mai importante de făcut decât să mă ajute pe mine să aduc Michelinul în România. Că are de dat la un om sănătate, are de dat la celălalt de văzut. Deci asta, aducerea lui Michelinului în România ține de tine. Ține de mine. El trebuie să-ți dea sănătate. Exact, sănătate, pentru că în rest mi-a dat imaginație, creație și mi-a dat sănătate și cu toate astea pot să merg mai departe și să, dacă a fi să fie, să aducem Michelinul și la noi în România, să fie înscris și noi în cartea ghidului Michelin. Dar ce înseamnă să aduci Michelinul în România? Vine el, trebuie să-l cheme cineva? Trebuie să fie un restaurant de renume, să fie un restaurant foarte... Și în România foarte... această oră nu are niciun restaurant? Nu, până acum nu a fost niciun restaurant. A fost un bucătar cu stele Michelin care a venit din Franța și a lucrat la București într-un restaurant, dar nu au primit stelele Michelin și mi-aș dori ca și noi românii să fim părtași la... Acordarea acestei stele Michelin, eu am văzut niște filme, am mai citit câte ceva, ține de o întreagă echipă, de management, normal, nu numai de bucătar. Bucătarul sunt două tipuri, sunt stele Michelin pentru bucătar și pentru restaurant. Sunt două tipuri? Exact, deci, că eu dacă sunt bucătar, am stea Michelin pentru mine, dar dacă am plecat de la tine din restaurant, m-am dus cu tot cu steluțe și pe calea lactee îs. Cum îți explici că Spania a crescut, din ce am citit eu, enorm în ceea ce privește gastronomia? Spania este mai bine punctat. Barcelona este motorul gastronomic, aș putea spune, al Europei. Acolo este un laborator gastronomic care încearcă și aduce bucătăria la un alt nivel, la un alt rang. E una dintre cele mai bine dotate regiuni de la noi din Europa, ca și gastronomie, Spania. Dar Franța rămâne Franța. Franța e... Crem de la crem. Exact. Untul e acolo. Ionuț, îți mulțumesc tare, tare mult. Eu vă mulțumesc. De fiecare dată când reușești vreo performanță sau crezi că te putem sprijini într-un fel, consideră-ne că suntem parte din echipa ta. Să dea Dumnezeu. Personal, sunt extrem de mulțumit de faptul că astăzi ai fost aici în platou. Și eu sunt mândru. Și îți urez sănătate, îți urez să ajungi la școala care îți priește ție și care crezi că se așează cel mai bine pe opțiunile tale. Și sunt convins, ascultându-te, că drumul tău va fi lung și încărcat de performanțe. Așa îmi doresc și eu, să fie cât mai greu și cât mai lung. Nu vreau să fie ușor, că lucrurile ușoare se uită repede. Astea grele îs mai de Doamne ajută. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, Ionuț, câștigătorul concursului de șef la cuțite, a fost în platou Radio Vision. Am fost bucuroși să-l avem invitat, pentru că Radio Vision rămâne în continuare tributare afirmațiilor făcute în celălalt an, adică în 2020, și anume că va fi o televiziune care va impune modele.
care va aduce în fața dumneavoastră sisteme de referință. De ce? Pentru că o societate normală are nevoie de modele serioase, modele care înseamnă muncă, muncă și muncă. Bineînțeles, inteligență și multă, multă speranță. Doamnelor și domnilor, nu am renunțat nici în acest an, să vă rog să fiți fericiți. O zi bună!